Un român stabilit în Franța a creat o geantă pe care a folosit motive inspirate din cultura tradițională românească din Bihor. Mircea Cantor a expus la Baia Turcească în cadrul celei de-a doua zi din Romanian Creative Week proiectul Lady Dior Art, realizat la inițiativa celebrei case de modă Dior. Prin această creație, artistul recrează în manieră proprie geanta Lady Dior. Pe mânere se regăsește proverbul tradițional românesc, fără ai din ce ai, scris în limbile engleză și franceză. Moda își are origine în tradițiile portului popular, ca să zic așa. Mine ce m-a interesat mai foarte tare a fost relația cu artizanatul, adică artizanatul ca și lucru, adică am lucrat cu marochinărie, am lucrat cu broderie, dincolo de faptul că m-am inspirat dintr-un cojoc cohănesc de unde se trage bunica mea din județul Bihor. Deci e această relație cu mâna umană, cu manualitatea. Printre cei care au venit să admire faimoasa piesă de artă a fost și un apreciat stilist vestimentar din România. Asta este o geantă iconică, este o geantă care reprezintă practic esența casei Dior, pentru că de multe ori, inclusiv mari istorici și mari analiști, când vorbeau despre reperele casei Dior, se refereau practic la două lucruri. La ce a însemnat Christian Dior prin colecția lui din 47, care a schimbat perspectiva femeilor despre cum să se îmbrace, respectiv The New Look, și în ultimul rând despre această poșetă iconică, care, după cum spuneam, reprezintă esența casei Dior. Vernisajul expoziției Homage to Those Who Keep the Flame Alive, Mircea Cantor în colaborare cu Dior, a avut loc la Baia Turcească și a fost al doilea eveniment din Romanian Creative Week, care se desfășoară la Iași.